Țara noastră are o frumusețe naturală impresionantă, plină de locuri care te lasă fără cuvinte. Printre acestea se numără și un loc parcă rupt din rai, despre care puțin români știu și care este unic în întreaga lume. Este supranumit Podul lui Dumnezeu și se află în județul Mehedinți. La Ponoarele se află un pod natural care este cunoscut și sub numele de Podul lui Dumnezeu. Este cel mai mare pod natural din România și al doilea ca mărime din Europa, fiind unul dintre cele trei poduri naturale de mari dimensiuni din lume, măsurând impresionanta lungime de 30 de metri, 13 metri lățime, o înălțime de 22 de metri și 9 metri grosime. De asemenea, este unic în lume deoarece este singurul pasaj natural deschis traficului rutier. Arcada imensă de piatră trece șoseaua Baia de Aramă, Drobeta Turnu Severin în județul Mehedinți. Cum s-a format de fapt și de ce este considerat o minune naturală? Ei bine, Podul lui Dumnezeu s-a format prin prăbușirea peretelui superior al peșterii și se impune în peisaj prin masivitate, de aceea cei care l-au studiat l-au numit drept o minune a naturii. Podul poate fi admirat în toată măreția sa din grovul peșterii, de unde se dezvăluie deschiderea spre Valea Pragului și structura lui etajată formată din blocuri de calcar suprapuse, supuse eroziunii și vremurilor. Observat din partea opusă dinspre Valea Turcului, podul se impune ca un arc uriaș, împietrit pe sub care se admiră dealul peșterii și seninul cerului. Deși a apărut prin prăbușirea tavanului unei peșteri, localnicii îi atribuie creația divină, considerându-l un miracol natural. Așadar, se crede cu tărie că pasajul de piatră a fost construit de Dumnezeu pentru a le permite oamenilor să treacă Valea Pragului, alungându-l pe diavol, care se adăpostea în peșteră. Dracul a fugit și atunci tavanul peșterii s-a prăbușit, iar Dumnezeu a făcut podul pentru oameni. Necuratul a ieșit la zătonul mare, cu ghearele stâncii din dealul peșterii. Acolo s-a așezat pe o piatră care îi poartă și acum numele, Stânca Dracului. Pune una dintre legendele acestui loc conform sursei menționate. Altă legendă spune că podul ar fi fost construit de însuși Hercule sau de Iovan Iorgovan, erou de bas, pentru a putea prinde Hidra. Hidra fuge de Iovan, acesta încercându-și paloșul pe o stâncă, pe care o prăbușește, astfel formând Podul lui Dumnezeu. Rămasă fără una dintre cele 5 capete, Hidra fuge prin munte, lăsând în urma sa cheile de pe Valea Cernei, sperând că va ajunge la izvoarele termale ce îi pot reda puterile. Relatează realitatea.net.